un război între Rusia și Ucraina. Și chiar nu este doar un război între autocrația și democrația. Acesta este un război intra trecut și viitor. Prin urmare, nu există alternativă. Trebuie să castigăm, pentru că mai trebuie ca să luăm planeta împreună cu tine. Vă mulțumim pentru vreme și vă dorim succes și victorie în alegeri. Mulțumesc pentru Romana mea. Mulțumesc. Domnul Anatolii Prohnitski este președintele Partidului Verde din Moldova. Voi stăruiți să fiu subțin, pentru că mai aveți în cadrul Congresului de soluționare de discutați, soluționare probleme, conform programului. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitația care ne-ați făcut-o și noi am acceptat-o cu bucurie și respect împreună cu colegii noștri, vă rog, colegii. Natalia Iasco a venit din Roma, special la acest congres, invitație. Relațiile dintre Partidul Verde România și Partidul Verde Ecologist au o istorie lungă, bogată și bazate pe stimă reciprocă, pe susținere, ceea ce ne-a permis pentru prima dată în istoria politică, să zicem așa, partidelor politice din Republica Moldova, ca să participăm atât la alegerile parlamentare din România, cât și europarlamentare. Și mereu am simțit acest sprijin din partea Partidului Verde și să rog să fiu înțeles corect, pentru că noi verzii suntem pentru corectitudine, nu facem populism, dar e o realitate că spunem, un mare suport, o înțelegere, o implicare a fost din partea domnului Silviu Dumitru, ce spune mulțumesc, pentru că, mă rog. Și zic că relațiile noastre se dau prin fapte, nu prin declarații, cunoaștem foarte bine multe declarații despre lucruri mărețe, dar trebuie și fapte, ceea ce noi verzilor nouă ne reușește din Republica Moldova și România. Și aș dori ca toată energia aceasta pozitivă, pe care noi toți o simțim în această sală, de la deputații din întreaga țară, se creeze un val uriaș verde, care este în Europa de vest, să zicem așa, să fie și în România, ca acest val să acopere și Republica Moldova și mai departe să meargă spre Ucraina și alte țări, pentru că politica verde este necesară, o cunoaștem toți. Vă dorim succese în cadrul acestui forum și ca la fiecare congres se prevăd și alegerea unor personalități în structurile de conducere. Dorim mult succes, drăzenie și noi vom fi alături, după cum simțim că și voi mereu sunteți cu noi alături. Succes!
Îl invit pe scenă în fața dumneavoastră pe Constantin Danov, președinte.